putem pune problema la livezeni, la paroșeni? Sunt acolo și ne-au contactat minerii din Valea Jiului și vor să muncească. Bine, nu vor să muncească pe 1500 de lei, cum mi-a arătat mie un fochist de la livezeni că câștigă. Dar dacă vrem să mai avem lumină aici să transmitem, s-ar putea să închidă granițele. Ne trezim din criză în criză, că noi nu mai producem nimic în România. Salarii decente, la muncă grea. Minerii de la Crucea scoteau uraniu. Au închis-o domnul Virgil Popescu. Acum cumpărăm uraniu din Kazahstan sau din Canada. 20 de milioane de euro am dat. S-ar putea să constatăm că renta mult mai mult să ținem mina de... Cel din Canada era, este mai ieftin decât la românesc. Nu este, este mai ieftin până ne închidem noi facilitatea de producție. Cu pruminul, de exemplu, acum este foarte rentabil cu tot ce avem la Moldova Nouă, pentru că a crescut pe piețele internaționale prețul cuprului și ne dăm seama că am fost păcăliți din anii 90 până acum. Bine, eu eram un copil și am asistat la privatizări, la mineriade, am asistat în fața televizorului și ce ni se spunea de la televizor, am constatat că de fapt era așa, o versiune falsă și denaturată a realității, pentru că nu vine nimeni la tine în țară ca să fie ție bine, vine eventual la tine în țară ca să-i fie lui bine. Și nu vrea nimeni să închidă capacități de producție pentru siguranța națională a țării tale. Suntem o generație nouă, soluțiile există în momentul ăsta.